Cea de-a 29-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Întâlniri Bucovinene de la Câmpul Lung Moldovenesc a debutat cu o impresionantă paradă a portului popular. Colegul Petru Beatul meu din Danemarca, lucrează în Danemarca și special a venit pentru Cristina. Și jucați bătutele, ia ca așa. Joc petele cu băieții, uite.
așa și tot așa. Se zguduie pereții, iaca, iaca, așa. În joc fetele cu băieții, uite așa și tot așa. Se zguduie pereții, iaca, iaca, așa. Deschiderea oficială a festivalului a avut loc în prezența unui public foarte numeros, dar și a mai multor oficialități din Republica Moldova, Ucraina și Polonia. Dragi câmpulungeni, dragi bucovineni, iată că am ajuns și la etapa cea mai importantă, împreună cu președintele Consiliului Județean, cu domnul director Kowalski, cu toți cei care sunteți astăzi prezenți aici, pe platoul central al municipiului Câmpulung Moldovenesc. Dăm startul la cea de-a 29-a ediție a Festivalului Internațional Întâlniri Bucovinene. Felicitări la toată lumea! Aplauze! De la eveniment nu au lipsit oficialitățile județene și locale. Dragii mei câmpulungeni, dragi oaspeți, permiteți să invit să fie alături de mine partenerii acestui festival de folclor unic în Europa, președintele Consiliului Județean, domnul președinte Flutur Gheorghe. Vă rog, domnule președinte, vreau să mulțumesc prezența primarilor, viceprimarul din Luban, Polonia, primarul din Moldova, primarul din Cricova, Republica Moldova. Vă rog să aplaudați. Primarii din Ucraina, din comuna Bășcăuți, primarul de Bășcăuți. Aplaudăm, vă rog, și primărița din Mahala, tot Ucraina. Bine ați venit la Câmpulung Moldovenesc. Iată că suntem la cea de-a 29-a ediție a Festivalului Întâlniri Bucovinene, aici la Câmpulung Moldovenesc, și vă doresc ca pe parcursul celor 3 zile să aveți parte și o să vedeți un spectacol de folclor unic în Europa. Acest festival internațional este deodată cu Revoluția din 89 și eu vreau să mulțumesc colegilor mei parteneri, primăriei Câmpulung Moldovenesc, și nu aș vrea să trec înainte de a remarca un om care o să vorbească, directorul acestui festival, un cetățean polonez cu sânge bucovinean 100%, directorul festivalului, domnul Kowalski, pe care dumneavoastră îl cunoașteți de mulți ani de zile. Îl întrebam astăzi de unde i-a venit ideea acestui festival Întâlniri Bucovinene și ne-a arătat câteva exemple de oameni mai în vârstă din regiunile din nord a Poloniei, care vorbesc românește, vorbesc cu un accent frumos bucovinean. Vreau, domnule Kowalski, pentru că suntem la Suceava, suntem în sudul Bucovinei, am să cer permisiunea să vă ofer o distinție pe care eu, ca președinte al administrației județene a județului Suceava, o acord în acest an centenar, când Bucovina împlinește 100 de ani de la unirea cu țara. Și vreau să-i acord domnului Kowalski distincția Meritul Bucovinei. O primiți de la mine, o aveți aici, este o distincție cu stema Bucovinei, foarte frumoasă,
Și vreau să vă mulțumesc pentru ce faceți pentru Bucovina. Primiți de la mine această distinție și aveți aici și diploma de onoare, pentru că sunteți un mare ambasador al Bucovinei. De fiecare dată vorbesc cu lacrimi în ochi când vorbesc de Bucovina. Ce-i mai frumos decât în an centenar, în luna iulie, să ne întâlnim la acest festival Întâlniri Bucovinene. La ediția din acest an a festivalului s-a înregistrat un număr record de participanți în rândul meșterilor populari. Festivalul Internațional de Folclor, Întâlniri Bucovinene, se va desfășura până pe 29 iulie. La finalul fiecărei zile de festival vor avea loc recitaluri extraordinare. Vineri, 27 iulie, ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, sâmbătă, 28 iulie, Iuliana și Panfil Roată, iar duminică, 29 iulie, Sorin Filip. Festivalul Internațional de Folclor, Întâlniri Bucovinene, a fost organizat de către Primăria și Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc și a beneficiat de sprijinul Consiliului Județean Suceava.